frați și surori, așa cum zicea și fratele Ilie și se amintea aici, omul lui Dumnezeu Elisei era un slujitor al lui Dumnezeu care a umblat cu Ilie și a preluat această slujbă, asta vreau să fac fugitiv și întreagăt, a preluat această slujbă a lucrării lui Dumnezeu de la omul lui Dumnezeu Ilie, care a fost răpit în fața ochilor lui Elisei. Ilie căuta să ascundă acest lucru, această răpire de Elisei și încerca să-l lasă, să-l oprească undeva într-o cetate, spunându-i, așteaptă-mă aici pentru că Domnul mă trimite în cutare loc. Dar Elisei spunea întotdeauna, de trei ori s-a încercat acest lucru, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Aleluia. În această dimineață aș vrea întotdeauna să spunem, viu este Domnul, că nu vom părăsi niciodată. Lăudat să fie numele Lui. Atunci când iubești pe Domnul, spui întotdeauna, indiferent prin ce treci, Doamne, cu niciun chip n-am să mă las de Tine, lăudat să fie numele Domnului. Ceea ce aș vrea să observăm în această dimineață, după ce Ilie lovește cu mantaua râului Iordan și despică apele în două și trec amândoi pe uscat, îi spune Ilie lui Elisei, cere un lucru și vei căpăta. Și știți ce cere omului Dumnezeu Elisei? N-a cerut nici bani, n-a cerut nimic altceva, ce a spus în felul următor. Aș vrea să capăt o îndoită putere din Duhul tău. Și Ilie spune, apoi răspunde, greu lucru ce. Dar dacă mă vei vedea în timp când voi fi răpit, ți se va întâmpla acest lucru. Bă, Doamne, fă în această dimineață să căpătăm și noi o dublă putere de la Dumnezeu, din Duhul Sfânt. Și să ne ajute Dumnezeu ca privirea noastră să fie încetată în sus spre Domnul nostru, de unde vine izbăvirea. Dacă Elisei se uita în altă parte și în momentul acela nu era atent, când Ilie era răpit la cer, el nu primea această binecuvântare. Un car cu cai de foc a trecut printre ei, a despărțit, un vârtej de vânt a venit și l-a luat pe Ilie din fața ochilor lui. Dar Elisei a stat atent pentru că vroia să primească această putere de la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim și noi atenți întotdeauna și ochii noștri să privească la Tine, mărit să fie numele Domnului. A fost răpit la cer, i-a aruncat mantaua și a luat mantaua lui Ilie și apoi Elisei pleacă înapoi, desparte și el lui Iordan cu mantaua lui Ilie. Și atunci când a dat cu mantaua în apă, a spus, unde este Dumnezeul lui Ilie? Și Dumnezeu a răspuns, a despicat apele în două și a trecut pe acolo, lăudat să fie Domnul. Amin, amin. Unde este Dumnezeul lui Ilie? Aleluia. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că El este același ieri, adică în trecut, astăzi, în prezent, și mâine, în viitor, același Dumnezeu neschimbat, amin, care este cu noi și cu Biserica, amin, Lui. Amin. Glorie Domnului Iisus Hristos! Iubiți frași și surori, cuvintul Domnului spune că numele de Elisei tradus înseamnă Dumnezeul meu este mântuire. Glorie Domnului Iisus Hristos! Dumnezeul tău este mântuirea ta! Dumnezeul tău este salvatorul tău! Dumnezeul tău este acel care îți poartă de grijă și este cu tine neîncetat! Eu dimineața aceasta, să știți că nu mi-am propus să vorbesc despre înviere și aș vrea, predica aceasta scurtă, să îi dau numele de dă-i un colț din casa ta Domnului și Domnul își va aduce aminte de tine. Era o femeie în cetatea Susem, așa cum s-a citit și amintea și fratele, o femeie care era bogată, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar această femeie bogată s-a rugat de acest om al lui Dumnezeu și a spus, omule lui Dumnezeu, am o rugăminte la tine, ori de câte ori treci prin cetatea Susem, vino și stai la masa noastră și mănâncă cu noi. Avea această dorință pentru că, știți de ce?
ea a observat ceva la Elisei. Și spune soțului ei: eu știu că omul acesta este un om sfânt, un om al lui Dumnezeu. Și dorința mea este, spunea soțului ei, să facem o odaie pentru omul acesta, să zidim o odaie sus. Și orice câte ori vine omul acesta să aibă unde să se odihnească, să-i punem o masă, să-i punem un scaun, să-i punem un pat veșnic, să poată și el să se odihnească la noi. Și cuvintul Domnului spune că orice câte ori trecea Elisei pe acolo, se oprea și mânca în casa lor și se odihnea în casa lor. Dar aș vrea să rămânem la cuvântul pe care această femeie l-a observat la omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu era văzut sfânt. Și aici aș vrea să fac o referință la toți oamenii care suntem în casa lui Dumnezeu. Și suntem copiii Domnului și Dumnezeu ne declară copiii Lui. Amin. Vede lumea în noi că suntem oameni sfinți. Știți de ce a căpătat trecerea Elisei în ochii acestei femei? Pentru că el vedea un om sfânt. Și Elisei trăia în sfințenie. Lăudat să fie Domnul! O facă Dumnezeu ca și noi să trăim în sfințenie și lumina noastră să se vadă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii. Și lumina nu se pune sub pat, nu se ascunde, ci lumina ta să stea sus, să lumineze. Această femeie îi zidește împreună cu soțul ei o încăpere pentru acest om. Dar, frați și surori, cuvântul Domnului ne spune: fiți primitori de oaspeți. Mai suntem noi primitori de oaspeți, frați și surori? Mai primim noi oamenii lui Dumnezeu în casa noastră? Știți ce spune omul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu? În Evrei, capitolul 13, versetul 2, spune: fiți primitori de oaspeți, că unii au găzduit îngeri fără să știe. Vine îngerul lui Dumnezeu în casa ta și nu știi că Dumnezeu a venit în casa ta. O femeie, o soră din Regaș,